Holy shit, boys! Dragilor, ne jucăm iarăși pe o hartă horror de CSGO. Sunt alături de Cosmin și Mihaiță, iar Pulix cu Alex sunt spectatori. Este continuarea hărții pe care ne-am jucat acum câteva zile Crazy Horror Map. Asta este Crazy Horror Map partea a doua și bro, uitați-vă cum începe, băieți. Mamă, numai soundtrack-ul ăsta deja. Avem aici knife room și avem un cuțit foarte special, băieții. Trebuie... Ia, spargeți asta. Și este aici, ci că este un cuțit transparent. Bowie knife, classic knife, shadow daggers. Ia uitați, băieți, cuțit aici. Scrieți în comentarii o părere despre cuțitul acesta. Vă rog, mie mi se pare genial. Dar cuțitul ăsta nu e în joc, nu? Nu e. Dacă ar fi cuțitul ăsta în joc, cred că ar fi cel mai genial lucru. Este, dar nu este. Da, știu. Băi, fraților, înainte de toate, rupeți butonul de like pentru harta asta și uitați-vă la tot episodul, aveți încredere că o să vă căcați pe voi, practic. De fapt, o să ne căcăm împreună pe noi și o să fie foarte, foarte amuzant. Cosmina, e deci tu aici. Dați volumul tare, căștile la maxim toată lumea. No. Ba da, Cosmina, și încă o dată, like-urile în blană. Hai cu like-urile alea, băieții, și hai să începem. Eu merg cu șeftul toată arta, băieții. Holy shit! Dar ce faci? A căzut casa pe Cosmin, gata. Suntem în tren, băieți, salut. Half-Life. Oh, trenul. Dar chiar zici că suntem în Half-Life? Salut, băieți. Holy shit, ne-a dat că teroriștii. Mamă, nu mai avem lumină în tren. What? Holy shit. Ok. No. Băieți, ce pui mei? Mamă, să mă bată tata, dar ce e aici? Băi, eu sar de pe scaun, mă. Nu mai dați, mă. Nu mai e nimic aici. Mi se vede cu sifonul. Ce s-a întâmplat? Nu mai văd nimic. No, iarăși am ajuns într-o casă, vai de mama, măsii bântuită și chestii, de ce? Băieți, pe aici cred că sunt multe, mamă. Nu, iarăși! Coaia asta a fost și în harta precedentă, am zis că nu mai face chestia asta în televizor. Am zis că nu mai face chestia asta. Aolo. Holy shit. Băieți, dar nu aveți noi niște arme, ceva? Ce dracu, suntem în tărâmul demonilor? Bă, vreau un AK, băieți, nu mi-e frică de nimic. Răspunde Cosmin. Bă, ce dai, mă? Dai, mă, băga. Ia spargem ușa, putem sparge ușa? Nu putem să spargem ușa. Ua, s-a fost o umbră pe perete. Bă, nu mai deschide ușile astea că mă piși pe mine. Bă, eu mișcam. Bă, nu mă uita la uși. Bă, te-l poți să ai jumătate. Băieții. Wow, okay. M-am împins ceva. Ok. Acolo mă duc, ești nebun. Bă, mie nu mi-e frică de nimic, frate. Mie nu mi-e frică de hărțile astea, băieți. M-am dus. Bă, îmi dai un AK. Nu mi-e frică. What? Ok. Ma. Mie nu mi-e frică de nimic. Bă, plânge cineva. Andrei, bă, să mă bată tata plâng. Dar nu plângea ăsta, mă, cere de pulici. Dar nu plângea ăsta. Plângea o gacică, ieși. Poate mai zic ceva acum că nu s-a atent. Bă! What? Plouă cu aia. Ok. N-am deschis-o eu. Mi-am dat seama. Mamă, e foarte întuneric aici, sper să nu... Coaie, nu... Bă, eu nu rămân în spate. I can see... Oh, uite, văd ceva. Am luat lanternă. Vreau și-o de-aia. Ce, voi ați luat lanternă? Băieți, eu nu rămân în spate, că vine un... Am găsit o cheie, băieți, am găsit o cheie. Mamă, dar ce-i cu camera asta? Zici că aici se făceau incantații, voodoo, să mă bată tata. Hai, așteaptă, Mihai, așteaptă-mi. Se duce șeful. Ok. Mă scuzați, băi, așa... Dreapta la ușă, dreapta la ușă. Așa mai fac eu când... Bă! Ce s-a auzit așa tare? Coaie, venea o fantomă, nu m-am speriat de fantomă, m-am speriat de sunet. Cred că dau volum. Alegeți, băi, sus sau jos? Jos! O? Pe bune? Dar și scrie pe ecran, LOL, invisible wall, really? Ok, nu jos, sus. Nu vă dați mă de mine, sau? Ok, să covărăm. Peretele, băieți, stai să știți. M-am dus. What? De, nu văd nimic. Mama, am ajuns, fii atent că am ajuns în beci, eram sigur. Holy... Salut, băieți! Stați fără griji, păziți... Coaie, voiam să spun că păziți voi spatele. Băieți, eu stau la mijloc, eu păzesc tavanul, băieți. Mamă, dar ce-i cu casa asta, bro? Mamă, mâncați-aș gura ta cum arată casa asta, broadere. Dar voi n-aveți lanterne de astea? Ia să plecăm mai repede. Vrei tu tot timpul să te duci primul? Ok.
Bă! Oh, ia uite, mașina de poliție. Salut, băieți. Alo, dați geamul jos. Bă, dar de ce o mașină de poliție aici în garaj? Suntem în siguranță că e poliție aici, băieți. Păi noi suntem poliția, Cosmine. Nu cred că suntem în siguranță că nu avem arme la noi. De ce suntem gaburi? De ce? De ce suntem din SWAT și nu avem arme la noi? Băieți, aici ușa, băieți. Zombiul ăla a căzut de sus în cazul în care l-ai văzut și acum are spasme. Trebuie să-l salvăm, nu-l mai salvăm, ce? Aulu, aulu, am fost urmă. Asta nu se deschide? Mamă, bă, ce mai, hai că nu m-am speriat acum, nu știu. O să mă duc pe aici? Nu mai spari geamul ăla că... Taci, mă, spari toate geamurile, sunt din cot. Ce o mână pe geamul ăla? Mamă, să vină o mână pe geam, dar chiar. Cum intrăm acolo? Cred că pe aici. Aici e ceva? Nimic nu e aici. Un bocan. E o dulap, ia. I have to crack it. Trebuie să-l spargem. Avem nevoie de o cheie sau ceva, nu? Nu, X, ci că I need an X to break this box. Avem nevoie de un topor. Topor, unde-i topor? Aici e un cor. Bă! Ce a... Mama. Am pornit calculatorul, băieți. Ce scrie aici? From PC, from PC. Wow, alo! Pune-și ușa, from PC. Om 91, băieți. Om 91. Ce trecut se aude? Nu-mi dau seama dacă e la ăsta. Da. Isaac, Isaac, bravo. Oooo. Eu nu intru. Intru eu, nu-i problema. Nu e mai nimic aici, băieți. Uite un urs, uite un urs. L-ai luat? Ce ți-a dat? Ui, sfărut. S-a dus ursul. Băi, trebuie să găsim aici un topor. Nu e un topor pe aici? Uite-l, mă, uite-l, mă, aici. Now I can break the box. Aaaa, vine SWAT-istul cu toporul pe zea. E acum unul de acolo și... Cine a luat toporul? Eu l-am luat. Cosmine? Nu. N-am niciun topor. What the fuck, bro? Sigur l-ați luat? Da, mă! Eu zic că trebuie cutia aia. Cutie. Aaa, cutia s-o spar. Păi și ăsta de ce-i luminat? Nu știu. Aia o să vezi. Opa, ce-i ăsta? Băieți? M-a închis afară. Bă, se... Mihăiță, urcă apa, urcă apa, urcă... Coaie. Ne murim. Mihăiță. Nu pot să fac nimic. Bă, bă, ce-ți pui să-mi dau până la urmă să tui. Da. Muri, muri, muri. Gata, mă, ho. Chill, calmează. Ce de-a confort? Că ăsta-i sânge. Afară de aici, ăsta încearcă clanța. Ce faci, prietene? Noi ne-am scofundat. Bă! Morții, mătii de hartă. Ne-am un mătii, că nu mă așteptam, că era Mihai să-mi față și eram concentrat pe șapca lui de FBI. Aha. This photo I can remember. Ce foto, mă? Bă! Mă-i la o poză. M-a speriat, mi-a părut asta pe ecran. Mamă, suntem într-un altar sau ce? Ok. Mamă, mâncați. Eu cred că ar trebui să mă duc eu primul. Că nu, înapoi, înapoi, înapoi. Mamă, mă, mamă, băieții. Să mă bată tata ce-i aici. Avem meci la jos, ai seringi. Ok. Avem seringi, băieți. Am luat seringă, băieți. Bă, e unul care se uită la TV în stânga. Mergem în ce să nu ne audă și băgăm lama în spate, în televizor. Eu bag seringa în cur. Dicoto! Cred că e mort ăsta, băieți. I am dead inside, nu mai spune. Bă, ăsta cred că e mort. Da. Zici că e în folga, e scap de... Ok. Am luat unul din patru, am luat o chestie de aici. Să fii sănătos. Bă! Uite-l pe ăsta în spate. Coaie! Păi știu că s-a uitat la mine. Mamă, mi-a vrut în față. Nu avem nevoie de scara. Se luăm niște chestii. Bine, mă duc eu sus să caut niște pătrățele. Dar nu vi se pare că arată foarte creepy chestia asta? Parcă sunt demoni pe aici, băiți. Adică nu parcă, chiar sunt demoni. Mamă, coaie. Amulululu! Am luat și o chestie, 2 din 4, 2 din 4, băieți. Ce trebuie să găsim aici asta? Să uită la asta. Niște... Să căutați niște poze. Am găsit, am mai găsit și eu una, 3 din 4. Ultima cred că e pe aici, Aulu! Mamă, Cosmine, ce-i deschis? Am găsit-o, gata. 4 din 4? Da, da. Hai în spate. Opa. Holy shit, putem deschide asta. Băieți! Mă, hai voi primi că... Bă, nu asta. Ia-te-ne spate. Andrei, uite-ne spate, la altar. Ia uite ce strălucește. Nu strălucește ceva? Ok. O să aude ceva. Da, incantațiile voodoo. Cred că... Băieți, apăs? Ok, sunteți gata? Să iasă toți demonii. Let's go! Metus dolormus. A murit, băieți. Actor mitonis. Uite-l pe ăla.
Bă, este demonul de acolo, dă-te în puii mei de hartă. Uite-te la cruce, cum arată acum aici, sus în jos. Bă, okay. Sunt crucile invers, coaie. Mamă, toate crucile sunt invers. Nu te duci spate, că ne pierd. Ia că mă duc mai eu în portal și bag la mancur, că am spectral și vă ăsta, ia. Eu cred că ar trebui să mergem în portal, băi, sunteți gata? 3, 2, 1 și... Bă, nu te încăpăt, Andrei. Sper că nu o să mă sperie ceva acum. Taci, taci că mă piși pe mine. Mamă, ăsta e demonul suprem. Băieți. Holy. Cică, do you want to atone for sins? Da sau nu, băieții? Da? Da. Dă-mi da, da. Ce? Am un... Ok, am luat USP. Băi, care e eroarea? Nu văd nimic. Băi, e unul înăuntru. E Andrei. Ăla ești tu, adică. Ceva gen, ăla ești tu. I have to kill myself in a past? Bă, ăsta-s eu, cică! Cică, trebuie să mă omor eu din trecut? Nu văd nimic. Ce? You are free for now. Ești mort. Bă! Ce bă? Deci, băieți, practic, asta a fost partea a doua și o să trebuiască să mă omor pe mine? Holy shit, ce melodie pe fundal aici. Volum 0. Deci, practic, băieți, asta a fost partea a doua. Dacă nu v-ați uitat la prima parte, o să vă las un link în descriere ca să aibă o logică, să vedeți și voi tot ce se întâmplă. Deci, practic, eram ăla din prima parte de a început harta, de a intrat în căsuța aia, frate. Și acum mi-a dat demonul ăsta o misiune să mă omor pe mine, din trecut cum ar veni. What the fuck, bro, pe bune, ok, harta asta devine din ce în ce mai interesantă, sau mă rog, seria asta de hărți devine din ce în ce mai interesantă, chiar a fost o parte super tare, m-am speriat foarte rău, probabil că partea următoare o să fie finala? Nu știu, finala, what the fuck, da, finala. Nu știu, vedem oricum, din păcate a fost doar de 12 minute, dar nu este nicio problemă, nu uitați să dați acolo cât mai multe like-uri și ne revedem data viitoare, am fost Andrei, v-am pupat, bye bye.